Salutare, fraților, și bine v-am găsit pe acest canal. Iarăși am ieșit la o nouă pescuială în natură. De data asta, cam după o lungă pauză de o lună jumate, am ieșit am pescuit la feeder. Sper să prind ceva, ținta mea sunt toți peștii. Sper să prind ceva, să pot să vă arăt pe durata acestui video. Nu uitați de like, subscribe și share. Vă mulțumesc și vizionare plăcută! Cred că asta va fi ultima partidă pe anul ăsta. La feeder. Poate voi mai ieși la răpitor ceva. Așteptăm. Desigur, am uitat să zic ceva. Poate vă întrebați ce e cu găzdanul acolo, am pus undițele pe el, în loc de suportul de pe spate. Din grabă am plecat de acasă și am uitat suportul. Și așa a ajuns găzdanul suport de undiți. Asta e, se mai întâmplă. Orice pescară uită ceva acasă, cam de fiecare dată. Ba nada, ba suportul la undiți, de pe spate. Alții mai uită cârligele, alții trusa și tot așa. Partida noastră se încheie aici. Nu am avut nicio captură pe ziua de azi. Vremea din ce în ce se răcește și mai mult. Toamna își spune cuvântul. Ușor, ușor își intră de plin în drepturi. Cred că asta a fost ultima partidă la feeder din sezonul ăsta. Sper, cine știe, poate voi mai ieși la o partidă, două de răpitori. Dar nu promit. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de like, subscribe și share.
click pe clopoțel pentru următorul video, când va fi gata. Vă mulțumesc și la revedere!